Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. În urmă cu 16 ani, Gigi Becali intra în posesia vilei care tronează în apropiere de Piața Victoriei din capitală. La vremea respectivă, latifundiarul din Pipera plătise numai puțin de 7 milioane de dolari unui american pentru a putea locui în palat. Proprietatea dispune de 3400 de metri pătrați. În prezent, Gigi Becali nu mai este proprietarul în acte al palatului, ci Alexandra, Cristina și Teodora, cele trei fiice ale sale. În cadrul unui interviu, patronul echipei FCSB a declarat că a trecut proprietatea pe numele lor. Palatul e deja pe numele fetelor, palatul ăsta. Am lăsat palatul ăsta, pe lângă toate. Le-am zis la fete, vă fac palate. Și aici vă fac palate și în ceruri, a dezvăluit Gigi Becali. Când am cumpărat palatul ăsta, mi-a spus unul, George Gaiță, cică, bă, Gigi, tu trebuie să ai o casă pe care nu o are nimeni, cea mai tare casă din România, bine, măi, hai să o văd. Și am venit aici. Eu, pe vremuri, aveam aici o cunoștință, mai aproape. Când treceam pe aici, pe lângă palat, vedeam numai armată, numai. A stat aici Petru Groza și eu când am intrat aici zic, cât vrea mă. Și el zice, bă, e unul, cuptor, care cere 13 milioane de dolari, dar el în mod normal face 7 milioane de dolari. Și o vinde, proprietarul e în America. Am venit, am văzut în ziua aia, am dat telefon, el era prin concediu. L-am găsit, am vorbit eu cu omul. Și el a zis așa, domnule, trebuie să vin în țară. Am pe cineva care semnează. Am acolo pe cineva care să semneze. Dar zice, trebuie să primesc bani în bancă, zic, dăm un număr de cont din America, îți trimit eu bani în America și după aia semnează avocatul. Dar el zice, ai încredere în mine, păi m-am interesat de dumneata, ce familie ești, n-ai cum să fie scroc. I-am dat banii, 7 milioane de dolari, bani în bancă și trebuia să vină să semneze avocatul. Avocatul, când să vină să semneze, nu vrea să semneze. I-am dat telefon. El, cum domnule, i-am dat ordin să vină să semneze. I-am dat telefon avocatului, zice, nu semnez domnule Becali, că mi-e frică de cuptor. Cum așa, păi mi-a zis că, dacă semnez, mă împușcă. Și i-am zis, bine, vino să semnezi și să văd dacă te împușcă. M-am dus direct la cuptor la birou și i-am zis, am venit să te împușc. Ca să te împușc eu pe tine ca să nu îl mai împuști tu pe ăsta că nu îmi semnează mie. Ești atât de șmecher și mafiot încât împuști. Ești tu mai puternic decât mine. Păi te împușc eu pe tine și mi-a zis, homă nebunule, du-te și semnează. Eu îl cunoșteam pe cuptor și mi-am permis glumele astea. După m-am dus acolo și mi-a semnat, a mai spus Gigi Becali. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.